Se cuvine ca Duhul cântării să ne însuflețească și pe noi și să avem în Duhul nostru mulțumire pentru ceea ce Domnul Dumnezeul cel veșnic în planul Său a stabilit și pentru viața noastră și pentru planul în care ne-a cuprins și noi, pentru veșnicie. La începutul Sfintei Evanghelii după Ioan, în capitolul 1, Cuvântul Sfânt spune astfel, versetul 12, despre Domnul Iisus Hristos, despre Cel care s-a întrupat, venind din veșnicie și mergând spre veșnicie, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Și continuă Cuvântul Sfânt, dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos intrase în Ierusalim. S-a produs mișcare. Unii s-au tulburat, unora nu le-a plăcut nici cântările, osanalele care s-au înălțat înaintea celui care a intrat pe măgăruș. Osana, binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, suna ca un bine ai venit. Și cei cărora nu li se spunea bun venit s-au tulburat. I-au cerut Domnului să îi oprească pe ucenici, să le interzică să-L mai glorifice, să-i mai spună un bun venit. Și Domnul Iisus a spus, dacă tac ei, vor vorbi pietrele. Probabil unii ne-am gândit la bolovani, la pietrele de pe marginea drumului, care ar fi putut să strige. Eu am deplină încredințare că Dumnezeu poate să facă și asta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune într-un alt loc că în ziua aceea judecății, când judecata se va face pe bază de mărturie, până și piatra din zid, până și ciotul din grindă, permit să extrapolez, până și fierbetonul din structura casei acesteia va vorbi împotrivă. Se folosea expresia ciotul sau nodul din grindă pentru că erau grinzile de lemn. Și mă înfior gândindu-mă ce ar putea să mărturisească structura aceasta pe care ne-a dat-o Dumnezeu aici ca să ne adăpostim, să ne putem întâlni aici. Și din nefericire, prea puțin simt nevoie lăuntrică pentru această întâlnire. Dar iată că în împrejurarea aceea după ce a intrat Domnul în Ierusalim, era vremea începutului praznicului azimilor, veniseră niște, iertați-mi vorbirea figurativă, veniseră niște pietre dintr-o altă cultură, greci, care spune Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, în capitolul 17, că ei căutau totdeauna să spună sau să audă ceva nou. Iar în epistola lui Pavel către Corinteni se spune că grecii caută înțelepciune. Și iată că
oamenii aceștia care, din punct de vedere al legăturii cu Dumnezeul lui Israel, aveau o care afinitate, pentru că au venit la Ierusalim ca să se închine la praznic. Putem să spunem că erau prozeliți, adică cei care acceptaseră credința în Dumnezeul lui Iacob. Dar au renunțat la ceea ce era în fire, oameni buni. Deseori putem să constatăm cu ușurință că ceea ce ne place, aceea amintim mereu, că felul în care noi ne simțim bine, că mediul în care noi ne putem dezvolta, pe acela îl căutăm. Chiar dacă încercăm să ne determinăm voința să se orienteze spre altceva, revenim iarăși la matcă. Dacă este vorba de o rutină verbală, dacă este vorba de o idee centrală pe care ne-am însușit-o, oricum am abate lucrurile, tot acolo ajungem. Grecii căutau înțelepciune. Și dacă au venit la Domnul Iisus Hristos, prin aceasta ei declarau că recunosc în Domnul Iisus pe Cel care are o înțelepciune mai mare decât grecii, decât întreaga cultură grecească. Au recunoscut că au nevoie de o întâlnire cu Hristos. Suntem spre finalul zilei sărbătorii intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Am venit la casa de rugăciune. Mă gândeam că măcar astăzi să fie locuri mult mai multe ocupate. N-au fost. Avem spațiu și avem aer dacă nu vin toți. Ce căutăm? Ce căutăm cei care am fost de dimineață? Ce căutăm cei care suntem în această seară? Ce căutăm aici? Sofisme? Filozofia aparte? Ce căutăm? Dacă îl căutăm pe Iisus, îl vom găsi pe Iisus. Dar dacă îl căutăm pe El ca să avem legătura aceea de plină în Duhul cu El, trebuie să înțelegem că e necesar să ne asemănăm cu El. Domnul Iisus Hristos, când a auzit de la Andrei și de la Filip că niște greci îl caută, din felul în care sunt expuse lucrurile, ni se dă de înțeles că Domnul Iisus Hristos n-a ieșit în evidență cu nimic aparte, deoarece grecii au cerut ajutor de la Filip și a spus: Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Dacă ar fi fost, știu eu, cu statură impozantă, dominantă, dacă cineva mergea între filisteni, nu trebuia nimeni să le dea indicații și explicații dacă ar fi întrebat: băi, vrem să-L vedem pe Goliat. Nu? Pentru că era masiv. Dacă ar fi mers pe vremea lui Samuel, când s-a făcut și schimbul de conducere a națiunii lui Israel și ar fi întrebat: vrem să-l vedem pe Saul, ar fi fost un nonsens, pentru că Saul îi depășea cu un cap, de la umăr în sus, îi depășea pe toți. Unii îl prezintă pe Domnul Iisus din copilărie, am auzit. A avut statura exact de 2 metri. Nu cred așa ceva. Unii îl creionează altfel. Unii spun: cămașa aceea lui a fost unică. Nu, era de sistem galilean. Așa se făcea în Galileea.
Altceva îl deosebea pe Hristos. Era Duhul înțelepciunii desăvârșite. Slăvit să fie Domnul! Chiar în unele împrejurări, cei din jur, asistenți, nu neapărat discipoli, au spus, astăzi am auzit lucruri și am văzut lucruri nemaipomenite. Acesta învață în mod aparte, nu ca și învățătorii noștri. Și grecii au spus, noi vrem să-L vedem pe Iisus. Mă rog din toată inima ca în viața noastră, în slujirea noastră, când oameni străini de atmosfera bisericească, străini de Dumnezeu și de cunoștința adevărului, când vin în locul acesta, înainte de orice, să-L vadă pe Domnul. Și cei care au tangență cu trăirea noastră în afara cadrului lăcașului de închinare, în orice împrejurare, în orice loc, și la școală, și la grădiniță, copiii noștri, de vârsta grădiniței, nepoții noștri, de vârsta grădiniței, să le prezinte celorlalți colegi chipul Domnului Iisus Hristos. Dar ca să aibă ei posibilitatea aceasta, trebuie noi, ca părinți, ca bunici, să îi ajutăm să se identifice cu Domnul Iisus Hristos. De mici, mai ales de mici. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. De mici, ce cântece ne cântă fiii și nepoții? Ah, că trebuie să învețe cântecelele lor de la grădiniță, să le învețe. Dar verificați că atâtea lucruri nepotrivite să strecoară în viața pruncilor încă de mici. Atenție! Văd în, nu că n-am ce spune, dar simt îndemnul acesta că trebuie să spun, pentru că mă doare când văd ceva, în cât e o biserică sau în biserica noastră, ce nu potrivește cu un comportament adecvat unui creștin. Văd în anumite împrejurări, mai cu seamă fetițe, când se cântă o cântare, când este o melodie, se învârtește, își rotește o rochiță sau pur și simplu face mișcări de dans. De ce îndrăznește să o facă aici? Știți de ce? Pentru că este lăsată să facă acasă. Pentru că acasă, poate nesupravegheată, sau copilul nesupravegheat, cu muzica lui, face mai mult decât vede aici. Sau face aici. Și ajunge să profaneze actul închinării în casa lui Dumnezeu, cu mișcări uneori absolut nepotrivite, chiar cu vârsta, cu mișcări lascive. În închinarea noastră, în cântarea noastră, în predicarea noastră, în trăirea noastră, aici și oriunde aiurea, oamenii au nevoie să-L vadă pe Iisus. Îi ajutăm? Grăuntele de grâu, spunea Mântuitorul Iisus, care cade pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur. Și ne mirăm când uneori, după ani de zile, într-o instituție, în
Într-un an de zile, într-un an sau un an de zile, într-un timp mai îndelungat, în colectivitatea în care am fost, am rămas toți singuri de aceeași încredințare. Nu se mai face armată. Dar când se făcea armată și s-a făcut, eu am făcut la un an și 4 luni. Și alții au făcut așa, unii au făcut mai mult. După aceea s-a mai redus ca apoi să se desfințeze. Dar câtă vreme a fost în armată și în culme a lăudat pe Dumnezeu că după un an și 4 luni nimeni n-a știut că este pocăit, a rămas grăuntele singur care n-a murit. A fost firea, a fost eu. Unde suntem? Mă, nu știu de ce nu se pocăiesc. Că le spun. Oamenii nu se vor pocăi după ceea ce le spui. Oamenii se vor pocăi când vor vedea, când vor vedea trăirea noastră, când vor vedea felul nostru de umblare. Bărbatul ți se va pocăi, nu când îl toci la cap mereu, ci când va vedea felul de trai curat și în temere. Și asta înseamnă să moară firea, să moară orgoliul, să moară țâfneala, că nu-ți poate spune ceva că îi sari în cap. Dacă bobul de grâu care cade pe pământ nu moare mai întâi, rămâne singur. Să nu te miri că rămâi singur într-o generație care s-a uitat mereu la tine. Să nu ne mirăm când suntem singuri, pentru că asta înseamnă că n-am murit încă față de lume, față de firea pământească și n-am înviat cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute să putem înțelege că n-avem nevoie numai de sărbători, ci avem nevoie de Hristos în noi. Copilașilor pentru care iarăși simt durerile nașterii, spunea Pavel, până când? Până când va lua Hristos chip în voi. E adevărat că oamenii vor să vadă ceva. Și ucenicii au spus, Doamne, rezolvăm lucrurile pe scurt. Arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns. Și culmea că spunea tocmai cel care în citatul din această zi a fost solicitat să-L arate pe Iisus. Domnul s-a uitat la el și a zis, Filipe, Filipe, de atâta vreme sunt cu voi și nu mă cunoști. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Închei. Ce văd oamenii când se uită la noi? Pe cine văd oamenii când se uită la viața noastră? Amin.